Ia să vedem o jantă Japan Racing. A fost dat plumbul de pe ea jos și are niște kilometri și ceva aventuri. Chiar se mira și prietenul Dan aici că zic, cum doar ai dat plumbul jos sau? Da. Și doar atât intră? Da. E mult sau puțin? Foarte puțin. O jantă omorâtă peste tot. Japan Racing GR11. Ia să vedem. Asta e dreapta față. Ia să dacă a nimerit-o din prima. Ia. Egalizează. Ce a fost pus doar pe o parte. Și acum ar trebui să... Ia, uite așa se vede. Ia, uite, 0-0. Bă, și cu caca pe aia. Au ce scul aici. Pentru că erau... Nu aveau intrare. Au fost tăiate și nu le-a făcut intrare. Adică eu, că eu le-am operat. Ce le-a făcut? Bun, hai să vedem și stânga. Cât plumbe are asta? 25 grame. Doar pe ăsta l-avea? Da. Bun. Nu mai este altul, da? Da, dar în urma rulajului poate să mai... Poate să mai sară. Există sau de la deformați. Spălat. Nu? Nu poate să mai sară. Dacă cureți... Spălat, noroi și toate cele. Hai să vedem. Ia să vedem și stânga. Fără plumbi. Nu avem niciun plumb pe ea. Cum se vede la filmare? Un pic. O, și mai puțin. Bun. Nu e rău deloc. Cu anvelope Sava din ce an or fi? Din 2021. Săptămâna 22. Se țin bine, bine? Bă, fii atent că a ieșit din prima. 0-0. A ieșit din prima. Ia ridic un pic capota. Aici este limitatorul. Mai iau. Mai merg. Gata? Perfect. O anvelopă este 2021, iar una 2023, luată anul trecut, la începutul verii. Pentru că le-am avut pe toate 4, unul l-am tăiat, adică le-am avut pe toate 5, unul l-am tăiat și am mai cumpărat unul anul trecut și unul, pe unul a fost rezerva. În stadiul ăsta în care sunt acum, nu știu, mai au carne destulă, au aproximativ 30.000 de kilometri. Le folosesc doar vara și să zic că am mai făcut schimbul între ele. Am zis aproximativ, dar cred că au mai mult. Adică într-un aproape... Într-un an combinate, din totalul de kilometri pe care îi fac. Eu zic că Sava fiind și costă aproximativ 500 de lei, este o anvelopă foarte ok, surprinzător. O aderență foarte bună pe ud și... Nu am avut absolut nicio problemă cu ele. Drept dovadă, ați văzut cum s-au echilibrat și anvelopele, nu rupte, nu gâlme, nu nimic. Iar eu merg cu ele, după cum unii știți, fără să mă uit la gropi, viteză, câmp, în off-road. Chiar se mira băiatul de la vulcanizare, zic, bă, cum au scăpat jantele astea, că și eu mă mir. O să vă las un clip să vedeți în continuare. Când am cântărit janta. Jantele au fost cumpărate pe 29 aprilie 2022. Da, au rezistat eroic și încă vor rezista. Hai să cântărim o jantă, să vedem cât are. Japan Racing GR11 DCA Evolution.ro. Sunt la al doilea set de Japan Racing.
Ia să vedem. 7,3 kg. Cum vi se pare? Pe 16 în două mărimi, 5 ori 114,3 și 5 ori 100, ET30. Ce părere aveți?